Bine ați revenit la un nou episod despre Ținutul Pădurenilor din România. În episodul de astăzi, vă vom prezenta ultimul sat din comuna Bunila și anume satul Vadu Dobri. Vadu Dobri este unul dintre satele aproape pustii din Ținutul Pădurenilor. Potrivit statisticilor, în anul 2011, satul mai avea doar 21 de locuitori, dar astăzi, abia dacă mai zărești 5-6 oameni pe ulițele satului. Aceste date îi șochează pe mulți dintre hunedoreni, căci satul Vadu Dobri era în vremea sa de glorie unul dintre cele mai prospere sate din Ținutul Pădurenilor și din județul Hunedoara. În prezent, drumul aproape impracticabil până aici face ca satul Vadu Dobri să fie extrem de inaccesibil și de izolat, atât pentru restul locuitorilor din Ținut, dar și pentru turiștii care vor să viziteze zona. Pentru a vă face o idee mai clară asupra amplasării sale geografice, vă putem spune că satul este situat la 60 de km de municipiul Hunedoara și la aproape 10 km de comuna Cerbăl. Mai mult decât atât, Vadu Dobri este una dintre puținele așezări din țară situate la peste 1000 de metri altitudine. Ea este totodată așezarea pădurenilor aflată la cea mai înaltă altitudine din munții Poiana Ruscă, în jur de 1100 de metri. Denumirea așezării pare una destul de simplă și ușor de explicat. Poziția ei, lângă zona de vad cu luncă largă, a Văii Dobra. Dar cred că sunteți curioși să aflați și câte ceva despre istoria acestui sat. Ei bine, această localitate a fost întemeiată de muntenii aduși aici în Ținutul Pădurenilor pentru bocșărit. Pentru o perioadă scurtă de timp, care se întinde aproximativ între anii 1700 și 1800, sunt menționați muntenii aduși aici, care au fost asimilați de către localnici. Istoricii sunt de părere că la acest fenomen a contribuit cu siguranță și cultura populară robustă a pădurenilor, ei făcând referire la portul popular, obiceiurile, cântecele și dansurile specifice zonei. În trecut, în satul Vadu Dobri a funcționat o mină de fier, în care lucrau oameni din întreg Ținutul Pădurenilor. Chiar la intrarea în localitate, întâlnim pe dreapta ruinele stației de funicular prin care în trecut era transportat minereul de fier la Ghelari. Vechile exploatări se află la 350 de metri spre sud, pe versantul Văii Bâlii. Mai mult decât atât, până la începutul anilor 2000, la Vadu Dobri a funcționat o bază militară aeriană cu rachete și buncăre, ascunsă undeva în pădurea deasă de brazi. Astfel, sperăm că prezentându-vă succint aceste informații despre satul Vadu Dobri, v-ați putut face o imagine despre traiul din prezent, dar și despre cel din trecut al oamenilor, despre simplitatea vieții de aici, care este greu de conceput la oraș, dar și despre bucuria localnicilor când un turist le calcă pragul. Abonați-vă la acest canal și urmăriți pagina www.ținutulpădurenilor.eu pentru noi materiale despre Ținutul Pădurenilor.